Miau, pirace! Familia mea e responsabilitate. 24 de ore vorbim ca în desene animate. Doar vara aceasta, în iulie, Familia Mateș pe YouTube. Mie nu-mi convine. Eu o să te mănânc, ta! Am o idee foarte bună. Înghețata! Eu sunt împănatul, ia uite cum merg. Cum dau din cap ca să țin echilibru. Astăzi vreau să vorbim ca în desene animate și vreau să trăim ca în desene animate. Eu aș zice să începem chiar acum. Hei, Melissa! Scarlett! Fiule, unde sunteți? Ok, salutare, noi suntem Familia Mateș, adică Paul, Sara, Melissa, Scarlett și Amza și astăzi o să ne transpunem în lumea desenelor animate, adică o să interpretăm niște personaje de desene animate pe care ni le imaginăm și... Exact. Eu o să interpretez un personaj care este tatăl mai în vârstă, mai ursuz, așa, se crede foarte deștept și m-am lăsat inspirat de tatăl lui, din viața lui, dacă vă aduceți aminte. Hei, fiule, pe vremea mea făceam plajă pe vremea asta. Știi? Adică el tot timpul era foarte deștept. Na, o să încerc să fac și eu ceva de genul ăla, ca și personalitate, dar cu vocea mea. Eu aș putea să joc și un animăluț. Asta să zic așa, un animăluț funny vesel, să zic. Hei, da, eu... Da, o să ne jucăm acum cu toți copiii. Eu zic prima dată să vedem cum am căutat personajele și să vedeți ce personaj mă gândeam să-i dăm Melissei pentru început. Melissa, vreau să te implici și tu în acest vlog. Melissa, te rog, implică-te și tu în acest vlog. Te rog, Melissa. Wow. Semăn cu Liviu Dragnea. Nu? Ce soție bătrână o să ai? Iubita, ce cât de frumoasă ești. Oh. Oh. Nu se vede. Wow, ce bătrânică s-a da. Trebuie să ne înțelegeți că Pau este cel talentat. Iar nu, noi ne punem printre ele, adică. Toți sunteți talentați. Să fim sinceri, tu poți să faci tot. Deci ce vă zic pe mine, nu e foarte confortabilă chestia asta pentru că nu mă pricep. O să încerc, o să încercăm. Ne distrăm. Încercăm, ne distrăm, exact. Ia să vă cu gura mare. Exact, tu ești o fată gura mare tot timpul, nu știu cum să ți-o astup. Eu voi fi o mămică responsabilă și disciplinată. Eu voi fi un copil răzgăiat, cu minte și deștept. Eu o să fiu fata la care nu-i pasă și nu mai place să citească. Ok, haide să-i dăm drumul, plecăm. Ne-am transpus în viața desenelor animate, hai. Tata, te vreau să fac curat în cameră. Vreau să mă joc cu familia mea ceva. Scuze, eu sunt fata care lecturează. Mie îmi place foarte mult să citesc. Să știi că eu te plac așa cum ești. Acum m-ați întrerupt puțin, dar vă iert, citeam o poezie de Eminescu. Eu să vreau să merg să mă joc cu iepurașii. Ok, treacă, meargă. Tu te joacă-te cu iepurașii, dar nu stă prea mult, pentru că avem treabă de făcut în casă. Haideți, toată lumea să ne organizăm frumos. Scarlett, tu lucrezi la o iepuraș, Melissa, tu? Eu acum mă voi duce în cameră frumos, pentru că am început o carte nouă și vreau să termin până la final. Are cam 600 de pagini, dar este ok, avem timp. Vrei iepuraș? Ai vrut. Nu mai trebuie să te ajungi după ei. E răcit. Cum putem verifica? Ce inimă mare ai, fiule! Semeni cu mine! Dă-mi voie să-l iau din mânuța ta! Ia să vedem! Poți să vezi dacă e răcit? Mirosindu-l aici în spate! Cred că este! Nu cred că sunt răcit, pentru că toți miros. Am zărat să-i împace? Eu o să-i duc afară! Toată casa miroase urină de iepuraș. Asta înseamnă irresponsabilitate. E, dragă, sunt parte din familia noastră. Doar ce? Copiii noștri nu făceau la fel când erau mici? Copiii ăștia nu se mai maturizează odată. Eu o să mă duc să lecturez în cameră. Oh, dragilor, meseria asta de părinte câteodată este foarte grea, dar mie mi-iese bine, zic eu. Eu zic să ne revenim puțin și să lăsăm filtrele astea de Snapchat. Hai să trăim și în realitate, doar noi așa suntem zi de zi. Dați seama cum ar fi să-ți afecteze desenele animate creierul atât de tare și să vorbești în continuu în felul ăsta. Wow. Ia,
abia aștept să mergem. Să poată frumos afară și să fie azi minunată. Minunată ești tu, draga mea. Dragii mei, fiecare aveți câte ocupă, nu mai mult. Dar mama! Niciun dar mama, fiți ascultători. Cum ați văzut, noi n-avem nicio treabă vocile, dar Paul are. Da, iubiți, și... nu, deci chiar așa e. Da. Ne chinuim acolo să ne iasă ceva, dar nicio treabă. Tu ai și vreau să zic, hai să mai faci câteva voci, să râdem puțin. Mă ridici la un nivel nu prea mare, nu? Da. Adică nu am, poate aș avea talent în asta, dar nu am exersat. Da, e ok. Să îmi creez tot felul de scenarii. 24 de ore vorbind ca în desene animate. Doar vara aceasta, în iulie, Familia Mateș pe YouTube. Tot timpul m-am întrebat dacă oamenii ăștia care vorbesc așa, în trailere, știi? Familia Mate, o voce dead. Eu cred că ei vorbesc așa ca mine, normal, știi? Și fac teatru, nu cred că ei vorbesc în realitate. Dați-mi niște pâine. Aș vrea un kilogram de roșii. Știți? Adică oamenii aia truchează vocea aia, că de fapt nu există oameni cu asemenea voce. Sunt niște oameni care vorbesc așa, inteligente și nesplăcabile, evoluat așa, ei au vocea undeva așa în spatele capului. Sau vrăjitoarele, toate vrăjitoarele vorbesc așa. Ei, eu o să te mănânc tot. O să te mănânc, o să te bag în căciul și o să te învârci la săcășelea dreapta și sus și jos și o să te mănânc de ești delicioasă. Uac, te-am sorbit din ochi. Cum să uită copii. A, mă, știi ce iară mai fac eu? Copii, nu știu dacă vă mai aduceți aminte că nu v-am mai citit de mult. Le citeam povești cu voci interpretate. Tu poți să zici: a fost odată ca niciodată o capră care avea trei iezi. Era iedul cel mic pe care îl chema Amza. Și a plecat mama de acasă. Și apoi a venit lupul. Și poți să zici așa, sau poți să pui un pic de emoție de stare și să zici: a fost odată ca niciodată o mamă cu trei iezi. Iedul cel mic. Mami, eu sunt iedul cel mic. Am venit la tine cu un buchețel de flori. Vă aduceți aminte? Da. 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 Și apoi vine lupul. Hei, este cineva acasă? Hei, păi, fraților, i-am auzit că a bătut cineva la ușă. Hei, sunt eu, vecinul. Dar e puțin. Stai puțin, păi este lupul prefăcut de la început. Mai târziu se dă pe față. Am găsit parcare. Asta este un personaj mai malefic. Copii, am o idee foarte bună. Haideți să mâncăm o pizza. Are Roma mea preferată. Eu aș vrea să venim cu o pizza cu cartofi. Bună ziua, doamnă. Să știți că arătați foarte bine astăzi. Eu vreau o apă plată. Să cu creveți. Aș alege și eu cea cu creveți, vă rog, mulțumesc. Creveții sunt vii sau sunt morți? Cum ai putea să mănânci pizza cu ceva mort? Mamă, pot să stau și eu, te rog frumos? Sigur, draga mea. A, ce bun e pizza cu creveți, nu știu dacă ați mai mâncat. Foarte bun! Voi vă imaginați că eu mănânc pizza cu cartofi? Cine mai pomenit așa ceva? Știule, încearcă și tu! Îți place? Să știi că sunt foarte mândru de tine când încerci lucruri noi. Hai acum să mergem la înghețată! Bună ziua! Înghețată aveți! Noi vrem 5 înghețate, câte un cornet și o cupă. Păi ți-am o întrebare pentru voi. Ce vârstă aveți? 16 ani. Perfect. Este vârsta legală când poți să te angajezi. Apropo, sunteți angajați? Da, bravo! Schis! Bravo! Vreau să vă zic un mare secret. Melissa a vrut să se angajeze vara asta, dar pentru că are 15 ani și jumătate, nu a putut. Vârsta legală în România de când poți să te angajezi și să ceri acordul părinților este de la 16 ani. Mama, o să pot să-mi iau o înghețată de felul ăsta? Sigur că da, draga mea. Astăzi e ziua de înghețată. Vreau de căpșoni. Spune. Aș dori o înghețată așa. Scarlett, nu să-i... căpșoni. Ce mai încrezătoare în tine? Vorbește ca în desene animate. Înghețată e foarte bună. Dar vreau să nu dați pe voi, da? Eu mi-am dat înghețată de mango și e atât de bună încât a fost și din astea.
Bune astea. Și niște bombonele, așa lipite cu ciocolată, care a costat 6 lei. În plus. Eu sunt împănatul, ia uite cum merg, cum dau din cap ca să-mi țin echilibru. Vreau să mai imit părintele român, care uită să vorbească ca un adult. Da, tati! Iuțu, chichilichi, înghetățucă? Vrei niște înghetățucă? Vrei să plecăm pe obăjor? Hai, mă, pisicuțile, mă! Chichilichi, chichi! Știți, părinții care nu mai știu să mai vorbească românește, vorbesc totul cu chichi, pichi, bubu! Îmi place să vorbesc. Da? Eu nu sunt genul ăla de părinte. Spun, am zahaide. Să păpălim un pic de supică cu pâinică? Până la bubuine se umple la burtică, mai facem un pic de somnic, cu pipic, cu pipic, cu pipic. Îți mulțumesc că te-ai uitat până la final. Acesta a fost vlogul de azi. Dați un like și un subscribe. Să știți că apreciem chiar fiecare like. Ținem cont de fiecare. Să dați doar like.